Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. Soarele va petrece prima jumătate a lunii februarie alături de Berbec în Casa a 11, -a, sectorul prietenilor și al oamenilor cu gânduri asemănătoare. În ultima decadă, se va muta în Casa a 12, -a, sectorul dușmanilor secret și al restricțiilor. Aceasta înseamnă că, dacă vrei să obții niște rezultate cu adevărat semnificative în această lună, fie la locul de muncă, fie în viața personală, atunci nu ar trebui să cauți singurătatea, din potrivă. Horoscopul lunii februarie sfătuiește pe reprezentanții acestei zodi să comunice cât mai mult. Continui să fii susținută de energiile emanate de Jupiter în Berbec și de Marte în Gemeni. În acest climat favorabil, Moralul tău este cel mai bun. Prețuiești ideile și proiectele. Până pe 11 februarie, ești nerăbdătoare și dornică să lupți, deoarece influența disarmonică a lui Mercur îți pune bețe în roți. Tranziția lui Mercur în vărsător îți promite obstacole și întârzieri. Din 12 februarie, harta teastrală va deveni simplă. În domeniul tău de activitate apar alte perspective și oamenii noi receptivi la ideile tale. Proiectele tale au toate șansele să primească sprijinul necesar implementărilor fructuoase. Câtă despre problemele inimii, începând cu 21 februarie, dragostea ta va căpăta pasiune. Dragoste, până pe 20 februarie, Venus se va afla în berbec în casa 12 -a. Horoscopul pentru februarie te avertizează că acum îți va fi dificil să faci noi cunoștințe, poate pur și simplu nu vei avea suficient timp pentru asta, sau te vei simți stânjenită dintr-un motiv oarecare, preferând să petreci timp singură. Cu toate acestea, nu este exclus că vei avea un fel de romanță secretă pe care o vei ascunde de ceilalți. În ultima decada a lunii februarie, Venus se va afla în casantea horoscopului tău personal, sectorul personalității tale. Această poziție a acestei frumoase planete va contribui la faptul că berbecul în februarie va acorda mult timp și atenție propriei sale înfățișări. Poate dorești să-ți actualizezi garderoba, să-ți schimbi coafura, sau să faci alte ajustări. Totuși până pe 20 februarie, situația nu va fi prea fericită. Venus te împinge ușor către introspecție. Nu forța lucrurile? Este mai bine să te gândești încet la sentimente și să determini ce te umple de fericire. Din 21 februarie, Venus se va muta în zodia ta pentru a-ți da încredere. Sfat, călărești pe valul succesului, dar, în același timp, încearcă să ții cont de emoțiile și sentimentele celorlalți. Poți economisi timp în loc să-l pierzi. Sănătatea. Sănătatea nu-ți va crea probleme dar mulți la sfârșitul lunii vor avea nevoie de odihnă și somn de calitate, vitamine și tratamente de wellness, o rutină zilnică mai puțin dinamică. Pe tot parcursul lunii februarie, Marte își va continua călătoria prin casa a treia astrogramei tale natale, sectorul rudelor apropiate și al informațiilor. Vei fi plină de idei și proiecte globale, de exemplu, decizi să ții o dietă, să faci exerciții fizice, să duci un stil de viață excepțional de sănătos sau să devii vegetarian, dacă dai dovadă de suficientă perseverență, atunci poți reuși în cel mai scurt timp posibil. Horoscopul lunii februarie te avertizează că la începutul lunii activitățile tale sportive pot necesita anumite investiții, de exemplu, va trebui să cumperi schiuri noi sau să plătești un abonament la un centru de fitness. Privind global asupra sănătății tale, acum vei fi într-o formă fizică bună, banii. Până pe 11 februarie, Mercur va fi alături de tine în Casa 11, -a, sectorul prietenilor și al oamenilor cu gânduri asemănătoare. Bunăvoința și diplomația ta în acest moment vor ajuta la atragerea de noi oameni de partea ta, unul dintre ei poate aduce un bun patronaj ceea ce va contribui la progresul tău profesional în continuare. Este posibil ca acesta să se dovedească nu doar un bun prieten, ci ceva mult mai mult. Averea este punctul fericirii. În februarie Mercur va intra în casa șaptea horoscopului tău personal. În acest moment, vei putea obține un profit maxim dacă acționezi în parteneriat. Colegii, soțul sau prietenii te vor ajuta să obții cele mai mari rezultate. Horoscopul lunii februarie te sfătuiește să-ți folosești toate conexiunile în afaceri. Viața personală de acum îți poate aduce și multă fericire. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept?